Nemulțumirile din PNL după negocierea în forță cu PSD, partid care a luat ministere și companii extrem de importante, pun în pericol poziția lui Florin Câțu. Ales președinte, abia acum, pe 25 septembrie, se vorbește deja despre schimbarea lui. Iar marea debarcare ar putea avea loc în luna aprilie, când va fi organizat un congres extraordinar al liberalilor. Colega mea, Xenia Croitoru, vine cu toate informațiile. Xenia, bună ziua! Cine ar putea lua locul? Se vorbește deja și despre un posibil înlocuitor? Bun găsit tuturor! Dacă va avea loc un congres extraordinar, atunci va trebui pus și un lider al Partidului Național Liberal. Se vorbește despre o conducere, chiar o conducere interimară a Partidului Național Liberal, iar aceasta să fie asigurată de nimeni altul decât de Nicolae Ciucă, actualul premier, destul de apropiat de președintele Klaus Iohannis. Sunt foarte mulți lideri de filială supărați. Neoficial sunt declarațiile acestora în teritoriu legate de modul în care Florin Câțu a negociat împreună cu socialdemocrații, spunând liderii din teritoriu că este liderul Partidului Național Liberal și a cedat ministere foarte importante pentru Partidul Social Democrat, iar unii lideri se consideră dezavantajați. Vor încerca să tragă cumva pentru funcțiile importante, cele de secretari de stat, subsecretari de stat, dar și funcțiile pentru agenții, care vor fi discutate în zilele următoare. Însă, din informațiile noastre, sunt aproximativ 20 de filiale în acest moment, printre care și filiala din care face parte Raluca Turcan, filiala de la Sibiu, filiala de la Giurgiu, Ialomița, Dâmbovița, sunt doar câteva dintre ele, unde nemulțumirile au fost destul de vocale în ultima perioadă, după această împărțire a portofoliilor și după alianța celor din PNL cu Partidul Social Democrat. Vom vedea cum se va soluționa acest conflict și, important de văzut, până la urmă, cât de mult va rezista Florin Câțu în fruntea Partidului Național Liberal, asta în congresul, în contextul în care se vorbește deja despre congres pentru primăvara anului viitor.